Violențele la care a fost supusă femeia Anishir au dus în cele din urmă la moartea acesteia. În ultimii ani viața femeii a fost un adevărat coșmar, trea complet izolată din punct de vedere social și economic, nu putea ține legătura cu familia sa. Nu avea voie să vorbească cu vecinii, nici să folosească rețelele de socializare, la fel cum nu putea gestiona banii câștigați. Cei doi români locuiau la Roma și aveau împreună o fetiță în vârstă de 8 ani. Ani la rând, femeia a fost supusă unor violențe fizice și psihologice greu de imaginat. Umilirile și abuzurile repetate au îmbolnăvit-o și au provocat moartea. Bărbatul este acuzat de decesul femeii și a fost arestat de polițiștii secției 4, care au executat un ordin din emis de judecătorul de instrucție din Roma. Acuzațiile la adresa românului sunt maltratare în familie, vătămare corporală agravată, răpirea și sequestrarea unui minor în străinătate. Totodată, oamenii legii au stabilit faptul că abuzurile repetate de-a lungul mai multor ani au fost săvârșite în prezența și în dauna aficii sale. Mai mult se pare că aceste bătăi au dus la decesul soției. Cazul a fost descoperit de organele de cercetare penală după cele 10 zile de la data internării. Într-o stare gravă într-un spital din Roma, femeia a murit din cauza unei hepatite fulminante, în urma unui traumatism și a unui sindrom hepatic renal. Polițiștii au declanșat imediat o anchetă după internarea victimei, care a durat câteva luni și s-a desfășurat fără a neglija niciun aspect din viața celor doi soți. Astfel, oamenii legii au evidențiat starea de teroare în care victima a fost în voită să trăiască ani de zile. Anchetatorii au reconstituit toate episoadele de agresiune fizică suferite de femeie, numeroasele vizite la secția urgențe unde se prezenta răni pe care spunea că le-a avut în urma unor accidente domestice, precum și intervențiile repetate ale polițiștilor care au încercat să înțeleagă ce se întâmplă în familia respectivă și motivele pentru care femeia își retrăgea mereu denunțurile împotriva soțului său.